un trubadur pe drumul cetăților, domnul doctor Matache. Trubadur pe drumul cetăților are la bază o aplicație a celor de la Bitdefender, intitulată Drumul Cetăților, prin care sunt prezentate fortificații din România, începând de la Davele getodacilor și până la bisericile fortificate din Transilvania, dar există și o culă oltenească, există cele în Suceava, cetățile grecești de la Dunăre, deci sunt tot felul de formule de apărare, pentru că Bitdefender este o companie care se ocupă cu cyber security, deci cu securitatea online, face antivirus și această aplicație practic vine să prezinte oamenilor o altă tradiție a românilor în materie de apărare. Ce trebuie să facă românii ca să ajungă la aplicația asta? Și ce primesc în schimb? Românii trebuie să descarce aplicația în primul rând, să o instaleze pe telefoanele mobile deștepte, pe smartphone-uri. Este disponibil atât pe iOS cât și pe Android. Și atunci când ajung la o cetate, să dea check-in acolo, iar la check-in-uri vor primi tot felul de premii, anume soluții de securitate cibernetică. E vorba de o securitate pentru telefonul mobil, de o full security pentru computer, sunt mai multe premii. Cu această aplicație îți poți face un traseu de concediu dacă vrei, pentru că pe telefon îți apar cele mai apropiate cetăți de tine, le poți selecta în funcție de județul în care vrei să mergi, de zona în care vrei să mergi și tot așa, cele mai populare. Și de fiecare dată când vizitezi cetate, dai un check-in și afli cine a mai mers acolo și tot așa. Și devii străjerul cetății, nu? Da, primul grad este străjerul cetății, până la apoi vornic, logofăt și chiar voievod pentru cei mai harnici dintre utilizatorii aplicației Drumul Cetăților. Da, de ce Mediașul? Că tu... de ce ai început tu la Mediaș? Aici intervine amprenta mea, ca să spun, în proiect, pentru că cetățile erau pline de menestrel, de trubaduri, și am zis, hai să facem un concert într-o astfel de fortăreață și, știută fiind pasionarea pentru bisericile fortificate din Transilvania, am zis, hai să începem într-o biserică. Ne-am gândit une și m-am gândit că nu se putea mai bine ca Mediașul, pentru că după 5 ani la Mediaș deja mă simt ca acasă, aproape că am vizită flotant aici și sper să nu mă ajut și la impozit, domn primar. Dar țin foarte mult la Mediaș și am vrut ca primul concert într-o astfel de incintă fortificată să fie la Mediaș. Nu ai venit singur? Nu am venit singur, am venit și cu Cristi Mihai Lanai și voci și cu Alex Panfilov, percuții și chitară, pentru că după atâtea vizite am zis că trebuie să le arăt medieșinilor și altceva decât au văzut până acum pe mine singur sau pe mine în alte formule. Este prima oară când venim în această formulă la Mediaș.